Nu este pentru prima dată când Marcel Romanescu absentează de la evenimente importante ale PNL și la mitingul de dinainte de alegerile europarlamentare, președintele de la municipiu a bifat o absență. De această dată, Romanescu a avut o scuză întemeiată. Lucrul acesta l-am spus organizației, i l-am transmis și domnului Rareș Bogdan. Sunt plecat doar 5 zile în concediu cu familia mea și aceste zile le-am dedicat în mod deosebit soției și fetițelor mele. Asta am vrut să fac, sunt doar 5 zile în an în care sunt alături de familia mea și am preferat să rămân cu ei în concediu decât să merg, nu că n-ar fi fost un eveniment important, însă cred că și familia mea merită toată atenția cuvenită, pentru că și partidului și primăriei și cetățenilor le acord restul din timpul anului. Oricum, mă gândesc că de la organizația municipală au fost reprezentanți acolo la eveniment. Sigur, sigur. Au fost reprezentanți ai organizației municipale și organizației județene. I-am transmis domnului Dan Vâlceanu de atunci de când s-a constituit această delegație, fiind și membru de drept al delegației, că nu voi putea participa. Așa cum vă spuneam, am avut o discuție și cu domnul Rareș Bogdan, i-am transmis și acest lucru și l-am și felicitat pentru noua funcție ocupată în Partidul Național Liberal. Cum a ajutat alegerea lui Rareș Bogdan pe postul de prim-vicepreședinte? Este un câștig pentru Partidul Național Liberal? Este un mare câștig. După părerea mea, Rareș Bogdan trebuia să preia și organizația de la București, dar în sfârșit, asta e, nu e niciun fel de problemă, însă poziția numărul 2 în Partidul Național Liberal sunt sigur că îl onorează și mai mult decât atât îl determină să se implice la fel de mult și în campaniile următoare, așa cum s-a implicat și în campania de la europarlamentar. Din Gorj, la lansarea candidaturii prezidențiale au fost prezenți 57 de delegați.